Un exercițiu de mobilizare are loc în aceste zile în județele Galați și Brăila. Oficialii Ministerului Apărării spun că scopul activității este verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Exercițiul a început astăzi și va dura până pe 12 aprilie. În acest timp, rezerviștii din cele două județe, care sunt trecuți în planurile de mobilizare, vor fi chemați la unitățile militare pentru activități de pregătire. Spre exemplu, o sesiune de antrenament cu rezerviștii din Galați va avea loc miercuri în poligonul de tragere de la Smârdan. Potrivit MAPN, astfel de exerciții au mai avut loc în cele două județe în 2011 și în 2015. Astfel de exerciții se desfășoară anual în medie în 10 județe, mai spun oficialii.